Salutare la toată lumea și ne v-am găsit la un nou episod. Data asta filmăm episodul cu numărul 2 din Roleplay pe serverul GGTX. Serverul este în descriere dacă vreți să vă jucați și voi. Avem aici o lopată de iron de la mina de dirt, ferma de dirt. Mi-a dat-o băiatul ăla, Shaurul, și mulțumesc foarte mult. Mi-a dat această lopată de fier și o să mai iau una și o să luăm un silk touch. Și pac, i-am băgat silk touch. Ce facem cu asta de silk touch? Noi săpăm obișnuit cu asta de iron, obișnuit. Și cu asta, cu silk touch, o să luăm puzzle. Și nu sunt sigur la care se face mai mulți bani, dar oricum la asta $2.64 de bucăți ca la dovleci. Și aici s-ar putea să fac mai mulți bani aici. $2 o bucată de puzzle care o găsești random pe aici. Și da, hai să-i dăm drumul să ne apun de săpat. Și îmi pare rău că am două frame-uri, dar cred că este de la versiunea asta de doar la noi. Sper că nu era puzzle care s-a auzit așa ciudat. Cred că da, era. Asta cred că e de la versiunea de Minecraft, pentru că pe 1.7.10 nu am, dar pe 1.8, astea 1.8 în top care le-am încercat eu, am lag, dar nu lag, lag spike. Și da, asta este. Nu știu ce să fac. Ca să nu mai am lag spike. Și da, sper să găsesc mult podzon. Să vedeți, să vedeți că la un moment dat o să fac astea, cum să vă zic eu. Să-și, pământul o să se pună la loc, cum era la început. Să fie un pătrat așa. Și unde am spart, o să fie dirt și tot așa. Și atunci o să să-mi găsesc mai mult pozon, pentru că este și la suprafață de o bucată. Și văd că sunt încă doi oameni pe aici. Am încercat și eu să primesc puțin survival games, dar în primul meci era să câștig. Deci în primul meci era să câștig destul de bine. Și n-am câștigat că am dat de un timp. Am uitat să intru pe la solo. Opa, uite. Stai. Nici o bucată? Nu. Hai să merg eu, cred că așa ar fi cel mai bine. Ca să nu, să nu sparg din greșeală. Poate, poate pe aici, dar bună idee am avut. Uite unul. Fac, n-am spart. Am avut o idee. Mi-a dat încă o lopată. Nu mai vrea? Credeam că mi-a dat din greșeală, pentru că nu știam că e cu silk touch. După mi-am dat seama că... Așa, se pare că avem foarte mare noroc. Oricum nici nu știu dacă termina lopata asta cu silk touch obișnuită, pentru că chiar nu cred că o să găsim atât de multe bucăți de podzon. Și da, chestia foarte tare aici, când e singur, atunci găsești o grămadă de puzzle și de toate. Și atunci chiar e mult mai profitabil să stai aici. Și cred că o să stau și eu off camera mai mult să mai fac bani. Deși cred că e mult mai profitabil acum, îmi dau seama, la ferma de dovleci. Chiar dacă fac bani și din puzzle. Oricum am dat destul de mulți bani pe silk touch-ul ăla și mi-a dat și ăsta dacă știam când dă. Eram foarte bazat acum, adică aveam mulți bani. Dar na, nu am de unde să știu acum.
am luat și o banii. Am avut 80 de dolari la fix ca să-mi iau o lopată cu filtat și să-mi iau și una de nu știu cum se cheamă, de piatră. Aveam banii exact, da. Asta e acum. Cine știe cât o să farmăm noi aici și o să avem atât de multe și o să găsim atât de multe bucăți de podzol încât nu o să mai avem lopeți cu siltaci. Că deja am două siltaci. Nu știu dacă o să le termin vreodată, cred că să le dau și eu cuiva. Oricum faci profit, asta e clar aici, dar nu știu, să ai noroc să găsești mult mult ăsta, cum se cheamă, mult poță. Ia să vedem pe aici, vreo bucată. Dar cred că o să termin pasta mai mai consumată. Ia să vedem și pe aici, poate avem noroc. Să dăm de ceva podzol și pe aici. Na, trebuie să ai un noroc. Chiar trebuie să ai un noroc aici. Găsești foarte... Dacă găsești, să zicem, 5 podzol odată doar dintr-un pătrat ăsta, chiar faci foarte mult profit. Dacă deja nici nu mai văd. Nu se poate. Mi-am dat seama în ultimul moment că ăla era podzol. Cum vă ziceam, nu mai văd și... și e urât. O să spart din nou lopata. Ne mergem să luăm una. Am sprintat până aici că... na. E destul de departe. Am... m-am zis... oul, ce fac mă și eu? M-am dus la spawn. M-am omorât. Pentru că nu mai vreau să cumpăr ce să iau. Oh, mersi. Nu mai vreau să iau să cumpăr mâncare și m-am omorât pentru că nu consumă nimic. E perfect. Dă și viață. Nu cred că o să iau o lopată de diamant. Pentru că eu stau destul de mult și, na, consum lopata aia mai mult ca sigur, cu pace avem noi aici. Podzol. Măcar să găsim. Oh, mersi. Da, și o să fac o fază de asta să iau fără o lopată. Fără lopată cu filtaci și să se supere el, că mai bine îl lua el, să-l stric eu aiurea. Oricum, mulțumesc din nou. Nu știu dacă mă va auzi pe mine. Cred că nu. Dar, oricum, mi-am filtrat și nu e nicio problemă. Opa. Dar nu știu de ce, nu se duce nimeni pe aici. Pentru că e șansă să fie pe margine. În ce fel se vede în rândul ăsta ultim mai întunecat așa, deci că e un rând plin cu podzor. Deja am 3 bucăți. Face un profit destul de mare. Scuze, mai am arătat asta. Să vedem câți bani avem. 20 de dolari. De dolari. Plus că e destul de bine că mi-a dat și ăsta lopeți și să facem un profit și mai mare. Chiar mă așteptam să dea cineva ceva. Vedeam că nu dă nimeni nimic. Doar dacă e cineva cunoscut de pe YouTube sau
Cine știe, poate mă cunoaște ăștia de pe YouTube. Cunosc ăștia de pe YouTube. Deși nu cred că altfel nu ziceam. Și oricum am și eu 10 abonați și sunt cunosc de pe YouTube. Oricum, sper că vă place acest videoclip. O prindem ca zil. Da, chiar da. Bă, de ce am spart alea acolo? Asta că mi-a dat și lopata. Stai mă, ce vreau să zic. Da, sper că îmi place acest videoclip și în general videoclipurile mele, care de acum o să fie la o calitate mult mai mare. Video vreau să zic, pentru că mi-am luat noul calculator și sunt foarte fericit în acest moment. În sfârșit mi-a venit, pentru că am avut și o problemă la el. Nu știu de ce nu mergea memoria RAM. Când eu l-am făcut, am pus procesorul și astea. Și nu mergea memoria RAM. Și azi dimineață... seara n-am mers. Asta e, m-am dus și m-am culcat la ora 12. Și azi dimineața am zis, hai mă să mai încerc o dată, că eu credeam că e de la BIOS-ul plăcim. Dar BIOS-ul e destul de bun. Cât să suporte procesorul ăsta. Și da, e perfect. Am pus și acum mergem. Da, să sunt fericit că dacă era așa să meargă din prima, mă, nu știu dacă eram chiar așa. E tot normal că eram fericit că merge. Dar cum sunt mai mult, pentru că mă supărasem atunci. Că stai și mă uitam la el, pur și simplu. Și nu puteam să mă joc. N-ar să dă urât. Trebuie să cumpăr și ceva de mâncare. Mi se pare că... sau ba dacă am cumpărat... acum am zis, am cumpărat și o pâine pe aici. Când am venit, pentru că am sprintat până aici. Deci era atât de mult. Și cu sprint, cred că mi-a luat vreo 15 minute. Sau nu, chiar 10 minute așa. Da, e destul de urât să mergi așa foarte mult. Trece timpul mai greu. Odată cu ziua aia se facă zi. E mai frumos așa ziua. Opa. Ce ai făcut, mă? Așa, am revenit și... stai, ce, unde? Unde? Sunt bucăți de puzzle. Chiar nicio bucată? Din păcate nu. Chiar nicio bucată la spate. De obicei era măcar una. Și da, o să spargem și lopata asta și o să închidem acest episod, pentru că am spart destul de mult dirt. Și o să mai stau eu mult pe aici ca să mai... să fac profit destul de mare ca să se merite cumpărarea acestei lopeți. Hai să-mi iau și eu damage. Să-mi cumpăr și o pâine. Ia dăm o pâine. Oh, dar eu de ce am cumpărat o pâine când aveam aici la 2 dolari asta? Și mi se pare că e mai bună decât o pâine. Da, e chiar mai bună și o am cumpărat, doamne. Da. Și o să plec de aici când o să am vreo 150 de dolari în total. Nu. Să se merite că am fost aici. Am dat destul de mult pe lopata aia, am vreo 80 de dolari. Și după am primit una gratis exact la fel. Da. Mergem și la pescuit în episodul următor. Hai să vindem tot. Și să mergem și să mulgem pacile. 32 de dolari. Imediat o să luăm și una de diamant. Asta off camera o să iau eu.
și o să termin și după o să ies și eu că stau de 2 ore în continuu și mă joc Minecraft. Ca să vedeți atunci când o să-mi iau CSGO, când o să stau. Oricum, asta vă și faceți. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume!